Bună seara, sunteți la Decriptaj, sunt Ovidiu Nahoi. Discutăm în această seară nu despre congresul PNL aici și acum, deși poate că este un eveniment important, dar se întâmplă imediat după congresul pe care toată lumea îl așteaptă, un eveniment poate, aș spune, într-un context mai larg și mai important. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, vine luni la București, semnalul fiind aprobarea în sfârșit a Planului Național de Redresare și Reziliență, deschiderea robinetului de bani pentru România, dar în ce condiții și ce facem cu ei? Acestea ar fi niște întrebări, dar vom discuta și despre impactul negativ al eșecului vaccinării, inclusiv asupra redresării economice pe care o așteptăm. Și vă prezint invitații mei, mă grăbesc să o fac prin intermediul legăturii virtuale, pentru că așa se poartă. Dan Cărbunaru, directorul publicației Calea Europeană.ro. Mulțumesc, Dan Cărbunaru, că ești împreună cu noi în această seară. Bună seara, Ovidiu, și bună seara și celuilalt invitat al tău și bună seara și celor care ne urmăresc la această oră. Și celălalt invitat al meu, pe care tu deja l-ai văzut, Dan Cărbunaru, este colegul nostru, Constantin Rudnitski, analist economic, se află aici în studioul RFI împreună cu noi. Și Constantin Rudnitski, bună seara, mulțumesc. Îți propun să începem această discuție cu o privire asupra secțiunii românești, acestui plan mare de dezvoltare. Ai scris și o serie de articole, inclusiv la RFI, despre cronica ta economică din fiecare dimineață, despre acest plan. Nu răzbătea un optimism extraordinar și te rog să explici. Sigur, a fost un optimism moderat dacă plecăm de la acest lucru, pentru că dacă ne uităm în urmă, aici este poate principala obiecție, atragerea și absorpția de fonduri europene de către România nu a fost totdeauna la cifre spectaculoase, pe de o parte, pe de altă parte, calitatea proiectelor făcute de România, aici pare a fi o problemă, a eșuat de multe ori. Și atunci, sigur că, aflându-ne în fața unei cifre record și a unui plan record de 30 de miliarde de euro care trebuie absorbiți în următorii ani, există și temeri, dar există și o zonă foarte optimistă, putem să spunem, pentru că dacă ne uităm la ce investiții se pot face în acest plan, suntem, nu vreau să fiu prea frugal, dar vreau să spun că suntem ca în povestea aceea cu mâncarea cu de toate. Avem de toate acolo, autostrăzi, căi ferate, spitale, școli, drumuri, avem și rețele de gaze și de energie electrică, dar și de apă. Digitalizarea ANAF. Digitalizarea ANAF și așa mai departe. Important. Deci important este ca să putem să atragem acești bani, spun și eu, un loc comun, și să-i cheltuim și să-i și folosim. Doar două idei economice pe acest fond. Am văzut discuția legată de faptul că ne împrumutăm, are și o zonă de împrumut acest plan și că ar fi rău că ne crește datoria publică. Eu sunt de părere că e bine să ne împrumutăm pentru investiții. E un moment foarte bun. Ne dorim de foarte mulți ani să despărțim un pic apele de, adică împrumuturi pentru cheltuieli curente separat de cele pentru investiții. Acum este un moment excelent, deci cred că trebuie să ne împrumutăm prin acest plan. Marea tristețe este legată însă de momentul în care se vor demara investițiile și e limpede că economia românească nu va putea să pună toate materiile prime, materialele, echipamentele, utilajele, nu le fabricăm în România. Vom lua mult din import, vom crește din acest punct de vedere deficitul de balanță, fără îndoială, dar nici Europa nu poate să aștepte până când România mai crește din punctul de vedere al producției interne pe anumite zone, poate e vorba de ani de 5, de 10, de 15 ani, și atunci e momentul să facem și să punem la lucru acest plan. Iată cum s-ar prezenta situația la o privire din interior. Dan Cărbunaru, director caleeuropeană.ro, hai să vorbim despre planul general european. Ce înseamnă pentru Uniunea Europeană acest plan care, iată, este în bună parte aprobat pentru de la 12 state membre în sus sau chiar mai multe? Este, în primul rând, o reacție mult mai coerentă la o potențială criză economico-financiară, chiar dacă cu altfel de origine, dar cu efecte poate la fel de dure asupra oamenilor din Uniune și asupra economiilor din statele membre,
precum s-a întâmplat la precedenta criză economico-financiară, unde, din păcate, reacțiile Uniunii Europene au fost mult mai lente. Și este unul dintre motivele pentru care ar trebui să ne bucurăm, nu doar pentru faptul că Uniunea Europeană s-a mișcat foarte bine pe o zonă care nu îi dădea foarte multe competențe în domeniul sănătății, mă refer acum la modul în care s-au achiziționat vaccinurile, dar pe zona economică, faptul că a pus la punct acest pachet financiar, complementar fondurilor multianuale pe care le primesc statele membre și care ajută, practic, să dea coerență și infuzie suplimentară, financiar vorbind, celor care vor să se dezvolte într-o perioadă de criză. Spunea Rudy mai devreme despre împrumuturi. Că e bine că ne împrumutăm pentru investiții. Aș spune ceva în plus, pentru că a fost o sursă de fake news în România faptul că jumătate din această sumă de 30.000 de euro pe care România ar putea să o primească, și spun asta pentru că nu știm dacă chiar o să folosim acești bani integral, jumătate din acești bani provin din împrumuturi care sunt girate practic de economiile puternice și performante și competitive, care își permit să aducă un euro într-un stat membru cu o dobândă sub 1, 0,5 poate. Păi haideți să vedem cu cât s-a împrumutat România în ultimele luni. Care sunt dobânzile pe care le poate primi, pe care trebuie să le plătească România atunci când se duce în nume propriu să bată la porțile unui creditor. Și să comparăm cu acești 0,5, care oricum vor fi plătiți în 10 ani de zile, nu vor să fie săptămâna viitoare nicio plată. Revenind însă la acest pachet, care a fost gândit de Comisia Europeană după ce două state mari din Sud, amintiți-vă de cum a început acest pachet, Italia și Spania, au cerut solidaritate, a fost o dezbatere între Franța și Germania și Macron și Merkel au de acord că trebuie să genereze un pachet de sprijin pentru țările care suferă mai mult și ca dovadă o să și vedeți că diferă cuantumul sumelor alocate la nivelul statelor membre și în funcție de mărimea economiilor, dar și în funcție de vulnerabilitatea lor. Ca atare, a fost un deal corect, un deal politic, agreat de toate statele membre, de care va beneficia toată lumea, inclusiv România, dar din păcate pentru noi, în afară de problema, și poate o să discutăm despre acest lucru, care este veche și se va rezolva greu în această țară, legată de absorpție, cuantum și calitate, capacitatea administrativă, viziune, de implementare la nivel național și la nivel local, pentru că marea provocare, scrie corect sau bine PNRR-ul, este nimic față de a cheltui cum trebuie banii din PNRR. Se lovește de diferența de abordare pe care au avut-o alte state și sunt convins că voi știți exemplul Franței, care în decembrie a trecut prin Parlamentul Național, bugetul național, alături de PNRR. Au pus sume mult mai mari, cred că de vreo 5 ori mai mari decât PNRR-ul furnizat prin intermediul Comisiei, pentru mediu și pentru digital, pentru că Franța a înțeles oportunitatea și a înțeles viitorul. Noi, la prima variantă NRR, nici nu știu dacă aveam 10% în loc de 20% pentru digital. Și exemplele pot continua. Ca să închid, este o oportunitate, indiferent cât de bine sau prost a scris într-un final pe NRR-ul care va fi aprobat și semnat de Ursula von der Leyen la București, alături de premierul României, indiferent cine este acela, pentru că reprezintă România. Toate aceste lucruri vor fi bifate, dar ceea ce este important, de-abia de acum încolo va urma, și poate o să discutăm și despre programele operaționale și despre cadrul financiar multianual care încă nu este aprobat pentru România. Ovidiu, te rog doar o precizare, scuză-mă dacă e posibil. Apropo, o completare la ce spunea Dan Cărbunaru, foarte corect. PNR, de fapt, planul european este un plan extraordinar și din alt punct de vedere. El aduce la un loc, mutualizează, dacă putem spune așa, datoriile întregii Uniunii Europene. Acest lucru s-a încercat în criza din 2008, nu s-a reușit. Știm bine că țările nordice s-au... În frunte cu Germania. Exact. Dar iată acum, de fapt, Uniunea Europeană, cu blocul comunitar, cu forța lui economică și cu forța lui de rating și de credibilitate în fața unor finanțatori internaționali, vine să împrumută cu 750 de miliarde de euro, dacă aceasta va fi suma totală, după care distribuie către state în funcție de fiecare cum va dori și va putea să absorbe. Este important pentru că este un lucru comun. Europa face, iată, un lucru comun împreună și e un mesaj, e mai mult decât o chestiune practică de bani, un mesaj pentru o Europa comună.
Este un mesaj important și, Dan Cărbunaru, care ar fi mizele majore la nivelul întregii Uniuni Europene pentru acest program? Care ar fi obiectivele, cum să spun, cheie care ar trebui atinse? Sigur, sunt multe obiective, dar câteva sunt cele cheie. Consolidarea regiunii sudice, poate un salt tehnologic, la ce ne gândim prima dată? În primul rând, se aliniază prioritățile politice asumate la nivelul guvernanței europene. Și nu mă refer aici doar la prioritățile deja anunțate, precum mediul sau viitorul nostru digital. Problema legată de mediu este deja a prezentului, nu mai este a viitorului, așa cum și situația digitalizării, cum s-a și discutat la Strasbourg zilele trecute, este una care regăsește Europa cumva departe de prima linie, acolo unde americanii și chinezii deja se desprind. Trebuie în primul rând să recuperăm anumite decalaje din punct de vedere digital. Pe de altă parte, chestiunile legate de mediu, care fac încă din Europa un standard al apărării calității vieții și a prezervării șansei la viață pentru generațiile următoare, neignorând însă decalajele de dezvoltare din interiorul Uniunii. Și aici vor trebui să meargă în paralel cu reforme finanțate, acele modificări structurale care să dea mai multă coerență pieței unice, să dea mai multă unitate modul în care ne funcționează economiile. Noi știm deja că nu doar în Italia sau în Spania sunt diferențe între nord și sud, le cunoaștem și pe cele din România, disparitățile de dezvoltare din propriile noastre regiuni. Deci toate aceste lucruri se pot cumva armoniza în interesul tuturor dacă sunt făcute acele modificări. Semestrul european, pe care și noi pe cale europeană și voi la RFI l-ați prezentat de atâtea ori, cu recomandările de țară, din care doar 10% erau respectate. În general, în toate statele membre, nu doar în România. Ei bine, acele recomandări care vizează reforme structurale în economiile noastre vor trebui implementate, pentru că vor condiționa banii europeni și în cazul PNRR și probabil și în cadrul contractului cu Comisia Europeană, în cadrul financiar multianual viitor, pe programele operaționale. Lucrurile vor fi legate. Nu vei face o reformă într-un domeniu, nu-ți vor fi blocați banii doar în domeniul respectiv. Poate vei suferi și pe alte zone. Deci, cumva forțați, dar și ajutați, în sensul că resursele vor exista, ne vom mișca sau ar trebui să ne mișcăm mai bine înainte împreună, recuperând din decalaje, dar și reușind să dăm coerență proiectului nostru european comun. Deci, rezumând, mai multă coerență a Uniunii Europene, o Uniune Europeană mai puternică, mai coeziunică. Și o piață unică cu mai puține diferențe de relief. Și mai puține disparități. E bine, mergând în plan intern, Constantin Rudnitsky, într-adevăr, diferențele în interiorul României sunt enorme, poate punând așa la scară, mai mari decât în interiorul Uniunii Europene, judecând după scară. Care ar fi în România principalele obiective care ar trebui îndeplinite, obiectivul fundamental pentru noi cu acești bani? Sigur, noi ar trebui să băgăm niște bani în infrastructură din acest PNRR pentru că era o nevoie și a fost greu să convingem Comisia că merită să introducem aceste autostrăzi și alte obiecte de infrastructură aici. Dar bun, ce facem acum? Care ar fi obiectivele principale? Păi, cred că obiectivele principale pe plan intern sunt, cum spuneai mai devreme, odată o omogenizare a dezvoltării regionale. Trebuie să ducem, să mai reducem din decalaje. Vedeam zilele trecute o știre interesantă. Bucureștiul a crescut din nou, nu știu, în ultimii 7 ani a crescut de vreo 3 ori ca nivel de produs intern brut. Știm că este peste Viena și așa mai departe. Deci Bucureștiul e vârful de lanță, dar avem multe. Dar la Viena este apă caldă peste tot. Sigur, aici e o discuție separată. Dacă vorbim de discrepanțe, iată, despre asta e vorba. Da. Deci, pe de o parte o zonă de omogenizare, pe de altă parte ne trebuie o modernizare a statului, când spunem stat administrației, pe care să o aducem în secolul 21 din punct de vedere digital și să o aducem mai aproape de Europa de Vest, pentru că, sigur, sunt multe diferențe, sunt multe discuții, sunt și mulți oameni, deci nu intrăm neapărat în discuția asta, dar e nevoie de un tip de modernizare. Ori, dacă ne uităm la PNRR, el se duce către aceste obiective.
Nu înțeleg, sau mă rog, un pic mă crispează discuția legată de PNDL. Acum vedem că în PNRR avem destui bani, sau trebuie să avem destui bani pentru rețeaua de gaze la sate și pentru rețeaua de apă. Trebuie făcute lucrurile acestea, dar hai să facem cu fonduri europene și abia după aceea cu fonduri naționale. Așa era ideea înainte de guvernare și credeam că se va respecta, dar asta e altă treabă. Bun, deci odată omogenizare. Nu știu, va trebui să vedem, apropo de acest lucru, cum PNRR-ul, deci Planul Național de Redresare și Reziliență, va funcționa în teritorii, în geografia României. Pentru că e limpede că metroul de la Cluj e înscris în PNRR, dar nu ne ajută la omogenizare. Se va face, da. Da, și prea se va face. Va duce Clujul și da, mai sus. Am vrea să vedem ce se întâmplă și la Vaslui, ce se întâmplă și la, să zicem, în Harghita Covasna sau în Cara Severin. Pentru, apropo de creșterea acestor zone. Recunosc că n-am acum această informație. Știu, de exemplu, că în zona Mehedin se dorește să facă acel proiect cu hidrogen și hidrogenul care să ajute industria energetică. Nu intru în amănunte că sunt tehnice, nu le știu nicio foarte exact, dar e o producție de hidrogen care ajută și acea zonă. Deci, iată, avem poate acolo un pilon gândit și geografic să crească și partea aceea. Deci, Autostrada Moldovei, care e și aprinsă acolo. Absolut, autostrada Moldovei, autostrăzile, cum spuneai, care au fost un pic ambalate așa în verde ca să poată fi, ca să poată fi să intre, da? Modernizarea căilor ferate fără îndoială ajută întreaga țară, să sperăm că vom face niște kilometri, sute de kilometri de modernizare a căilor ferate, e nevoie ca de aer și sunt și verzi căile ferate, da? Deci considerate de Uniunea Europeană. Deci tot acest ansamblu duce spre o modernizare și închei spunând că, dau tot timpul exemplu acesta, România a trecut dintr-o inexistență, să zicem, totală, cum era și la nivel european, telefonia mobilă, a fost sincronă în România cu Uniunea Europeană. E un exemplu care mie mi-arată că atunci când introduci tehnologie nouă, digitalizare, despre asta vorbim, poți să ajungi direct din preistorie sau din evul mediu, poți să ajungi direct în secolul 21. Da. Ba, celebrul exemplu, nu? Viteza internetului, unde da, România da, chiar stă mai da. Bine decât cele mai multe surate europene, pentru că niște băieți, la un moment dat, profitând de slăbiciunea companiei naționale, au tras de niște cabluri, telecom, sau ce-au făcut? Au tras cabluri. Corect. Și cu asta au trecut de acolo iată, a plecat, în altă eră tehnologică, dar nu sunt doar banii din PNRR, Dan Cărbunaru. Există un buget, bugetul plurianual, bugetul pe 7 ani, 2021-2027, care vine să completeze și care, sigur, este grevat de acele condiționalități pe care le cunoaștem. Aici cum stăm? Spuneai mai devreme că nu avem motive de optimism. Stăm cam prost. Ar fi trebuit ca în acest an să închidem discuțiile, negocierile și să semnăm programele operaționale Comisiei Europene. Mă îndoiesc, nu știu cât ține de competența funcționarilor români și cât ține de balamucul politic instalat deja în bucăți din această guvernare. Dar cert este că dințele pe care le am de la Bruxelles, cel mai probabil cadrul financiar multianual pentru România, mă refer acum la programele operaționale care vor totaliza practic pachetul de aproape 50 de miliarde de euro alocat României, nu ne vor accesibile mai devreme de anul viitor. Ceea ce înseamnă că la cele 30 de miliarde de euro din PNRR, probabil în octombrie ar trebui după reuniunea miniștrilor de finanțe din Ecofin să primim prefinanțarea de 3 miliarde și ceva de euro din cele 30, deci cumva peste 10% din anvelopa PNRR dedicată României ar trebui să primim în toamna acestui an, dar cele 50 de miliarde de euro pe care le-am fi putut utiliza sau am fi putut începe măcar să ne gândim ce facem cu ei de anul ăsta, care e primul an din exercițiu financiar multianual, nu o să-i putem nici măcar vedea, decât poate cel mai devreme la anul și este a treia tură când România nu învață din lecțiile trecutului și iarăși vom pierde deocamdată un an, să sperăm că o să fie doar unul, nu doi sau trei, cum s-a întâmplat înainte, și să ne apucăm după aceea să ne grăbim să terminăm proiecte uriașe, pentru că niciunul dintre marile proiecte din viitoare programele operaționale nu vor putea fi finalizate în 6 luni de zile sau un an. Adăugați peste asta cele 15 miliarde de euro din fondurile pe coeziune necheltuite încă din perioada 2014-2020, care potrivit
regulii N plus 3 ne mai permit încă un an și ceva, aproape 2 de cheltuire. Deci 30 plus 50 plus 15, sper să nu greșesc, 95 de miliarde de euro pe care România ar trebui să-i cheltuiască în următorii ani. Cu cine și cum? Asta e marea mea îngrijorare și marea mea curiozitate în egală măsură. Nu vreau să pierd optimismul, mai ales că a fost extrem de inflamant așa și de motivant discursul despre starea Uniunii, mai degrabă despre viitorul ei decât despre ce s-a întâmplat în ultimul an, livrat de doamna von der Leyen la Strasbourg zilele trecute, așa că vreau să îmi păstrez optimismul și când e vorba în ea. Ce paradox pentru România în acești ani să aibă la dispoziție bandă, să n-aibă cu cine să-i cheltuiască. Dar și să aibă pentru cine. Că mai avem vreo 15 milioane de români care totuși merită nevoie. Deci nevoile sunt, le știm, banii sunt acolo. Da. Și cu toate astea, să nu ai cu cine să iei. Știți, se mai întâmplă un lucru. A făcut mai devreme o trimitere interesantă Dan Cărbunaru. Vorbea despre Franța, că a trecut bugetul, e adevărat. Țările Europei de Vest reușesc cu măestrie să îmbine proiectele și banii. Adică, ideal pentru, și pentru România, era să adune într-o logică, să spunem, economică, da, aceste fonduri europene, viitorul exercițiu financiar, ce a mai rămas sigur de acum, e destul de clar, PNRR-ul plus bugetul național. Trebuia să facem un tip de buget național care să se îmbine cu aceste două mari supape de absorție europene. E prea mult, pare, putem să spunem, pentru administrație, poate că multe state reușesc să o facă, fac și bugete multianuale, și aici este o temă, România încă nu știe să funcționeze pe bugete multianuale, deși poate parțial se întâmplă, dar nu e o preocupare, nimeni nu explică dacă un proiect început în 2017 e finanțat și astăzi. Rudi, mai sunt oameni aceia pe Ministerul de Finanțe care făceau bugetul cu creionul chimic? De până anii 90 și 2000? S-au schimbat un pic, adică da, domnul Gherghina e la Banca Națională maestru bugetului, dar e o doamnă acum care înțeleg că dânsa este, știe, ea ține frâiele acelui buget. Da, cum spui, uneori e deranjant că nu avem echipe mai mari care să lucreze pe buget și avem poate doar un specialist, așa e legenda, înțeleg că era și realitatea. Deci ne trebuie specialiști mai mulți, lucru în echipă și să integrăm aceste proiecte, până la urmă despre asta e vorba, și să vorbim despre ele, că încă nu știm, ni s-a tot promis că ar trebui să avem 100 de proiecte finanțate din bani publici, fie că sunt europeni, fie românești, cele mai mari 100, nu le vedem, nu le știm, abia le căutăm prin diverse analize ale Ministerului Finanțelor. Deci ar trebui să fim mult mai riguroși în treaba asta. Păi imaginați cât de ciudată este situația. Ca România, care a reușit împotriva probabil așa ceea ce credeau unii dintre noi, să țină 6 ani de zile în mână destinele Uniunii Europene, alături de alte instituții, dar totuși, deținând președinția rotativă a Consiliului UE, și cu diplomați, cu experți din diverse ministere, să reușească să compenseze handicapul imens generat de o clasă politică incompetentă și responsabilă, cel puțin în relația cu proprii cetățeni, nu mai cu ceilalți din întreaga Uniune. Și să, în acea perioadă, să gestionezi inclusiv parte importantă, nu doar din dosare care s-au închis, ci și din configurația actualului cadru financiar multianual pe care ar trebui să începem să-l cheltuim. Și să arăți că poți să faci asta, să înțelegi, creionezi niște lucruri și în propria ta țară, cu un GDP de 250 de miliarde de euro, nu de 12-13 miliarde de euro, de mii de miliarde de euro cât este PIB-ul Uniunii Europene, să nu reușești să fii coerent cu propria țară. Cât de mare este diferența de la nevoie până la proiectul care să acopere acea nevoie? Aici avem un talent imens să ne pierdem și Dan Cărbunaru aici cred că, și te rog să comentezi, există un pericol în cazul în care lucrurile nu merg, că și așa noi punem mai mulți bani din acest PNRR în obiective, să le spun, de secol 20, adică autostrada și linia ferată sunt obiective, nu mai sunt obiective de secol 21. Nu are sens să discutăm despre decalajul. Noi punem banii încă în obiective de secol 20, păi nu se va mări decalajul din moment ce alții fac niște străpungeri tehnologice uluitoare? Vor face, dar Ovidiu, cu ce străpungere tehnologică ar putea compensa faptul că sunt
milioane de români care nu au cum să se încălzească, nu au acces la canalizare. Nu poți să treci din Evul Mediu în 2030 așa. Sigur, puteai să treci în ultimii 15 ani dacă foloseai banii Uniunii Europene mai bine, mai repede. Nu s-a întâmplat. Oricum va fi probabil ultima ocazie în care Uniunea Europeană să mai accepte să ne dea bani. Am un deja vu că am discutat și la precedentul cadru financiar multianual în aceeași termen, că va fi ultimul tren. Iată că această criză care a generat o solidaritate suplimentară a Uniunii ne-a oferit un nou tren în care să ne urcăm și sper să ne urcăm în el, pentru că nu știu ce mai vine după el. Nici măcar nu știu dacă populația rămasă în țară va mai fi dispusă să voteze la următoarele alegeri partide pro-europene în condițiile în care nu reușesc să demonstreze că pot să livreze altfel decât liberă circulație, care este rezultatul unui deal politic generat de intrarea în Uniunea Europeană. Deci ar fi trist ca după 20 de ani în Uniunea Europeană, peste câțiva ani, să descoperim că singurul avantaj este că îți poți face bagaj să pleci la Paris. Ar fi foarte trist, pentru că e o parte a beneficiilor, dar nu este cea mai importantă și n-ar trebui să fie singura. Constantin Rudnischi, același comentariu, te rog, în legătură cu acest risc de decuplare. Sigur, el există sau îl vedem deja, e manifest în România, dar România este țara extremelor. Avem mai multe românii, nu, după cum bine știm, avem și mai multe agriculturi și așa mai departe. Avem zona de care vorbea Dan Cărbunaru, nu oameni care încă n-au, care au în continuare toaleta în curte. Avem însă și niște zone de IT încă foarte performante și așa e și în PNRR. Vedem de la, încă o dată, rețea de gaze și de electricitate până sau de apă până la clau guvernamental. Adică e o îmbinare până la urmă. Cred că el a fost croit după chipul și asemănarea României. De ce nu acest PNRR? Cred că are și elemente de, cum spuneam, de dezvoltare de la acel nivel de jos până la modernizare de secolul 21, că tot vorbeam. Deci avem de toate aici, încă o dată, totul e să le facem, adică să reușim să le executăm, ca să zic așa, să luăm banii și să le construim. Pentru că sunt, încă o dată, foarte, foarte multe lucruri și evident că dacă vom reuși în 2-3 ani, cred că România va arăta un pic altfel. Împărtășesc și eu temerile lui Dan Cărbunaru vis-a-vis de ce se va întâmpla în 2-3 ani și că trebuie să se întâmple și altceva în afară de această circulație interesantă a oamenilor și a forței de muncă. Într-adevăr, ne trebuie și altceva. Când spun altceva, mă gândesc încă o dată nu la o apropiere de tehnologică și de infrastructură de Europa de vest. Și dacă tot vorbim de decuplare, nu vreau să închidem discuția noastră fără a remarca și decuplarea în domeniul vaccinal, care va avea influență. Va avea influență inclusiv asupra redresării economice, nu-i așa? Aici n-am decât să spun câteva lucruri foarte scurt. Toate analizele de economie, care prognoze de la Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială, agenții de rating, Comisia Europeană, bănci naționale și așa, bănci centrale și așa mai departe, fac trimitere la această situație a vaccinării, a ratei de vaccinare, a valului 4 sau ce val va mai veni. Deci este considerat o chestiune importantă pentru redresarea, pentru revenirea economiei. Că România este unde este, probabil că e o altă discuție. Și cu cât ai o rată de vaccinare mai mică, cu atât redresarea e mai dificilă. E mai pusă sub semnul întrebării, e mai dificilă pentru că nu e vorba de restricție, e vorba de posibilitatea de a se îmbolnăvi un număr mai mare de oameni. Intrăm iarăși în cercul acela de pe care îl știm, nu? ATI mai sub presiune și așa mai departe. Deci e o problemă care se varsă în economie în mod evident, nu în mod favorabil. Dacă am avea o rată de cât, nu zic 70%, zic care măcar media europeană. Exact, zic măcar un 50% ar fi fost excepțional sau mult mai bine, dar motivele nu le mai discutăm sau, mă rog, nu avem acum timp. Asta este situația. E important însă pentru o economie să ne vaccinăm și să avem o rată mare de vaccin. Media europeană a vaccinaților peste 70% deja, trasă în jos Dan Cărbunaru de România și Bulgaria într-o măsură importantă, dar și de alte state din Est am văzut, care și ele sunt undeva la 40-50%. Cum se vede
dinspre instituțiile europene, dinspre forurile de decizie, această discrepanță majoră în cazul României și Bulgariei, dar importantă și în cazul altor țări din regiune. Raportez la discursul despre starea Uniunii pe care l-a livrat Ursula von der Leyen în plenul de la Strasbourg, în plenul Parlamentului European. A și început cu vaccinarea. Cu asta și-a prezentat cumva bilanțul. Preocupare majoră. Da, și a și spus că Uniunea Europeană a livrat și că statele membre au reușit să se mobilizeze și să genereze această soluție comună de beneficiar toți și că avem un procent de peste 70%, ceea ce noi știm. Nu am mai spus, cum a spus cu câțiva ani, tot la discursul despre starea Uniunii Jean-Claude Juncker, în legătură cu vaccinarea copiilor din România. Deci, din fericire, nu ne-a menționat. E adevărat că n-a zis nimic nici de Bulgaria. Dar era cumva un discurs care trebuia să livreze încredere și care a fost pus oricum sub semnul multor emoții. În principiu pozitive, constructive. Dar oricum se va vedea prost. În curând vom fi scocați în spitale de oameni bolnavi, de oameni care suferă cu forme poate grave, mai ales în rândul celor nevaccinați. Și probabil și România se va mișca foarte rapid pe harta îngrijorărilor europene, dintr-o țară cu oameni foarte cu foarte puțini oameni vaccinați, într-o țară cu multe cazuri. Și asta înseamnă că o să trecem și noi poate pe lista de țări roșii, galbene, după aia roșii, pentru alte state și va genera, bineînțeles, un efect asupra noastră. Libera noastră circulație, chiar și a celor vaccinați, va fi într-un fel influențată, pentru că regulile pe care le trebuie să le respecti când vii dintr-o țară sigură, cu siguranță vor diferi de regulile pe care va trebui să le suporți, să le respecti, venind dintr-o țară roșie. Da, Cărbunaru, scuzați-mă. Probabil că spre asta ne îndreptăm. Doar o precizare, scuzați-mă, economică, apropo de ceea ce spuneți. Să știți că managerii de mari companii și investitorii nu sunt coronasceptici. Adică dacă sunt coronasceptici, vor fi poate la ei în sufragerie, în baie, sub plapumă. Oficialii sunt pro-vaccinare și pentru această idee nu de a eradica, mă rog, de a opri această pandemie. De ce? Pentru că planurile de afaceri și planurile de lucru, planurile de producție se fac pe niște așteptări vis-a-vis de prezența la lucru, de consumul oamenilor, de oameni sănătoși, cât mai mulți. Și așa se construiește un business plan, până la urmă, și un plan de investiții pe această bază. Și sigur că se uită și la aceste ponderi pe care le discutăm. Pentru că am vorbit până acum despre fonduri europene și acum despre vaccinul. Nu vi se pare că seamănă situația? Deci vine Uniunea Europeană și zice, măi, oameni buni, voi sunteți, vă vedem așa cam săraci, chiar dacă nu vă simțiți toți. Chiar vă sunteți cam săraci. Uite, vă dăm niște bani timp de 20 de ani să vă rezolvați niște probleme pe care cu banii voștri nu o să le puteți rezolva foarte curând. Ce ziceți? Bune, ne dați mulți, foarte mulți. Ce faceți cu ei? Nu știm. Nu știm ce să facem. Asta arată când nu știi ce să scrii, că vrei să faci cu ei. Și doi, confirm că nu știi ce să faci cu ei, ne folosindu-i după ce nu ești în stare nici măcar să faci ceea ce ai scris. În partea asta, altă cu vaccinurile, după ce de ani de zile e partida asta care vine și ne comunică în România că suntem discriminați, că ne vor distruși, că vor exploateze, vine Uniunea Europeană și îți dă vaccinuri, ai acces la vaccinuri. Uitați-vă ce s-a întâmplat în Ucraina, în Serbia, în Moldova, în alte țări, da? Bun. Și îți dă această ocazie, ce face România? Nu se vaccinează. Avem o rată a vaccinării sub media europeană, sub jumătate din media europeană. Asta ce arată? Arată că ești discriminat? Sau arată ceva mult mai complicat, dar care are o rădăcină comună cu cealaltă problemă pe care o avem, că nu folosim șansa bunăstării dată de banii europeni. Cu această remarcă a directorului de la Calea Europeană, Dan Cărbunaru, cred că trebuie să punem punct discuției noastre, dar să nu uităm să medităm un pic la această poveste pe care el ne-a spus-o, pentru că a pus punctul pe ei, e o chestiune foarte importantă. Până la urmă se vor întreba și ei ce vreți voi românii, de fapt, de la Uniunea Europeană. Mulțumesc și lui Constantin Rudnițchi, aflat împreună cu noi în studioul RFI. Atât pentru această seară la decriptaj, dar ne auzim și joia viitoare. Cele bune!